acest registru imaginar ascunde două direcții. Direcția dorințelor, nu vreau să mă duc la grădiniță, că vreau să stau acasă sub plăpumioară, să-mi facă mama ceva bun de mâncare sau să stau cu bunica, să mă uit la desene, da? Deci ne imaginăm că acel conținut pe care îl transmite nu vreau să poate ascunde o dorință în spate sau poate ascunde o frică nu vreau să mă duc la grădiniță pentru că de fiecare dată când mă duc acolo, mă cert cu colegul sau mă lovește cu tare. Disimulat, da, în sub acest mesaj, avem o frică a copilului. Pentru a accesa conținutul la ceea ce spune, da, frica sau dorința, este nevoie, repet, să mă conectez în acest registru al imaginarului.